Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Ion Negrilă, directorul uh, școlii gimnaziale Ovid Densușanu. Bine ați revenit în uh, emisiunea noastră, domnule profesor. Bine v-am găsit. Uh, domnule profesor, domnule director, de fapt, uh, sunteți în săptămâna altfel. Ce program ați făcut elevilor în această săptămână? A spus bine prima dată, profesor, pentru că profesor sunt la bază și profesor voi rămâne tot timpul. Este meseria mea și chiar mă simt mândru că, că sunt profesor și că îndrum și-am îndrumat atâtea generații de copii. În săptămâna altfel este... O săptămână mai deosebită, pentru că nu se mai păstrează partea tradițională de predare-învățare, ci avem această parte de uh, lucru cu copiii mai personalizată. Uh, mergem cu ei în diferite locații, încercăm să învățăm istoria orașului la modul uh, cât mai viu, cât mai aproape de ea, să vadă ceea ce înseamnă. Uh, istoria făgărașului prin uh, cetatea făgărașului, prin uh, instituțiile uh, vechi care au fost uh, construite în făgăraș, de exemplu, bisericile. Chiar am fost cu copii luni la toate bisericile din făgăraș, uh, nu numai de religie ortodoxă, ci și la uh, Biserica Reformată și la Evanghelică. Uh, am uh, și la Biserica Romano-Catolică, am uh, circulat cu ei pentru a învăța și pentru a le explica uh, despre comunitatea făgărășană. Uh, sunt dator să cunoască aceste lucruri și dacă noi nu le facem, uh, se va crea o ruptură între... Făgăraș și acești copii. Noi încercăm să-i păstrăm cât mai mult acasă, să fie cât mai mult lângă noi, dar pentru asta trebuie să-i legăm de făgăraș, să aibă acel simț patriotic, acel simț al uh, pământului, al dragostei de, de localitatea și de locul unde, unde s-au născut. Uh, eu sunt făgărașan, m-am născut în făgăraș, copilul meu s-a născut în făgăraș. Soția mea s-a născut în Făgăraș și de asta am încercat și pe copiii de la școală să fie făgărășeni, în adevăratul sens al cuvântului. Apoi mai avem cu ei tot felul de activități sportive, avem activități culturale, avem activități chiar la nivelul arilor educaționale, activități care ies din sfera predării tradiționale. Se fac prin discuții, prin parte de aplicații, prin vizite la diferite instituții, cum spuneam mai devreme. Cam așa se desfășoară săptămâna, săptămâna aceasta, și nu numai la noi, în toate școlile din, din făgăraș. Domnule profesor, în anii din urmă am observat, zic eu cu o cu oarecare invidie, pentru că am terminat la Generală 1 și la Radu Negru și totdeauna am fost mândru că am terminat aceste unități, am absolvit la aceste unități de învățământ. Am văzut că școala generală numărul 2 obține rezultate din ce în ce mai bune, a ajuns să fie bară la bară cu generală 1 și în unele locuri chiar să îl depășească. Cum ați reușit să faceți acest pas dintr-o școală care era undeva la Plutonul, în Pluton, generala, ați adus-o în, în frunte? Să știți că și eu sunt mândru de generală 2, pentru că am fost elev al acestei școli și după ce m-am întors de la facultate, aici era liber un post de profesor și Mergând la concursul de titularizare, mi-am ales acest post de profesor chiar la Generală 2 pentru că simțeam acea legătură cu școala. În momentul când am ajuns director, vedeți, lucrurile se leagă până, până la urmă și poate câteodată Dumnezeu hotărăște unde să ne îndreptăm în afara voinței noastre. Am ajuns director la, la Generală 2 și mi-am spus că această școală la care eu am fost elev trebuie să o cresc, trebuie să o fac să dea performanță. Trebuie să fiu între elevi și între colegii mei acel om care să creeze un liant. Și acest liant până la urmă este, hai să spunem, cheia succesului. Oamenii de acolo, părinții, elevii, profesorii au înțeles că împreună toți Putem să rezolvăm niște lucruri extraordinare. Dacă facem from comul. Pentru că uh, nici nouă nu ne este indiferent ceea ce uh, fac copiii noștri, ceea ce învață copiii noștri și uh, care sunt rezultatele. Pe de altă parte, și părinții își doresc ca acești copii să aibă un alt viitor, să aibă o altă deschidere. Și asta nu se poate face decât prin educație. Iar de aici până la rezultatele foarte bune, a mai intervenit și munca. Acea muncă asiduă, acea muncă permanentă, cu tenacitate, cu dorința de a ridica școala, a dus la rezultatele bune și foarte bune pe care, pe care le avem. Țin să vă spun că anul acesta avem doi olimpici la faza națională. Pentru școală generală este o performanță da, la da. nivel de de făgăraș, plus că la majoritatea concursurilor și olimpiadelor la care mergem suntem pe locurile frunta și ne batem până și cu șaguna din, din Brașov. Este o mândrie, este o bucurie dar v-am spus, numai prin muncă și împreună cu părinții profesorii, copiii din, din școală. Și aceste rezultate sunt remarcabile, dar zic eu, este și foarte important că în conștiința făgărășanului Uh, școala generală, fosta școală generală numărul 2, cum era ea, uh, este a, de acum o școală bună. Deci când, când vorbesc de această școală, sunt o școală bună. Deci pot să-mi duc copilul acolo, sunt uh, sigur că dacă acolo îl voi duce, va învăța carte și va avea rezultate bune și nu va avea probleme să intre la liceu mai departe unde Da, unde pentru vrea. că am creat și acea încredere către părinți părinții și colegii mei au încredere în ceea ce le spun pentru că și-au dat seama și am dovedit în decursul acestor ani cât am cât sunt și am fost director la, la această școală bunele mele intenții, faptul că chiar îmi doresc să, să fie un rezultat foarte bun la, la instituția pe care o conduc și chiar îmi doresc să mă laud cu acești copii ei, vedeți aici, pot să fac o paralelă. Îmi doresc același lucru și pentru făgăraș. Pentru că făgărașul are nevoie exact de acest, de acest fenomen. Omul trebuie să fie alături de ceilalți oameni. Da. Trebuie să fim împreună, trebuie să gândim împreună, trebuie să creăm această legătură între oameni pentru că dacă nu nu se întâmplă absolut nimic. Și până la urmă, noi toți care suntem făgărășeni, dacă punem umăr de la umăr, vom face din Făgăraș ceea ce era el altădată. Renumele acesta de făgărășan a fost întotdeauna un renume bun. Mă mândream și mă mândresc pe unde mă duc că sunt din Făgăraș. Nu pot să-mi închipui că uh, spun, domnule sunt din Sebeș sau din Mărgineni. Da, sunt rădăcinile mele acolo. Tatăl meu este din Mărgineni, mama este din Sebeș. Dar sunt făgărășan peste tot pe unde mă duc. Sunt făgărășan pentru că este o emblemă a mea și mă mândresc cu ea tocmai pentru că am avut și rezultate aici în, în, în Făgăraș. Ați avut și uh, ați fost din totdeauna, zic eu, un om plin de inițiativă. Țin minte cu foarte mulți ani în urmă, nu erați director, nu erați în politică și v-am invitat într-o emisiune pentru că ați creat acel cor de copii cristal, deci era un lucru deosebit pentru făgărașul post-revoluționar imediat după, după Revoluție, acel cor cristal care a avut rezultate. Deci, pe lângă că făceați un lucru foarte frumos cu acei, cu acei copii și ați obținut și cu ei la concursuri, și în artă discutam noi atunci că nu, rezultatul nu e foarte important, că ăla e locul 1 și ăla e locul 2. Da, ați obținut rezultate foarte bune la concursuri cu, cu, acel cor. Să știți că am creat această mentalitate și copiilor. De ce vă spun lucrul acesta? Țineți minte când am venit în Făgăraș am zis mă apuc să fac acest lucru și mai mult decât atât am plecat cu inițiativa de a face și școala de artă din făgăra da, exact. de muzică. Da, așa e. Toată lumea a fost puțin sceptică. Spus, lasă, domnule, că au mai încercat și alții altele și au mai încercat să facă multe lucruri. Nu, am spus, le facem și le-am făcut. Și i-am învățat pe copii că acolo unde se duc, că se urcă pe o scenă, că se duc la o olimpiadă, că se duc la un concurs, este important să fie foarte bine pregătiți. Pentru că dacă unul din sală este specialist, el trebuie să se ridice la nivelul acelui specialist. Această mentalitate trebuie să o avem. Această mentalitate trebuie să o creștem. Țineți minte că am făcut Cavalcada. Da, și am organizat Cavalcada. Ceea ce după aceea s-a distrus. Din păcate, festivalul calului la Făgăraș a fost un lucru extraordinar. Da, de cu ambuare. doamna Piper, cu mi-aduc aminte, cu domnul profesor Florentin Olteanu, cu, da, cu, da, cu, cu, echipă foarte cu frumoasă, o echipă da. foarte frumoasă. Și am făcut lucruri extraordinare. Da a că a fost plin de inițiativă de la început. N-a stat, v-a zis profesor, hai să-mi fac orele și să treacă timpul. Nu, pentru că am în... considerat că dacă am venit înapoi în Făgăraș, trebuie să pun umărul la tot ceea ce se întâmplă în Făgăraș. Bine că uh, multă lume nu au, nu au știut uh, toate activitățile mele, nu au cunoscut activitățile în care m-am implicat, dar de la sport, la artă, la cultură, la parte de administrație. Ca să discutăm da, -a spune da, la parte de administrație, la parte nu știu uh, socială, medicală, m-am implicat pentru că copiii pe care i-am la școală au nevoie de toate aceste lucruri. Și atunci am încercat pe toate căile posibile să pun numărul din poziția pe care o aveam și de la nivelul pe care îl aveam. Pentru că de la nivelul unui director de școală poți să faci doar anumite lucruri. De la nivelul unei primării a Făgărașului poți să faci altele. Și atunci, tocmai din acest motiv, în acest moment uh, candidez și la primăria Meree, Făgărașului ca să pot face mult mai multe pentru oamenii din Făgăraș, pentru copiii din Făgăraș, pentru cultura făgărășană, pentru sănătatea făgărășană, pentru uh, felul în care arată Făgărașul și dacă de multe ori cu copiii mei am dus renumele Făgărașului în diferite orașe, în diferite uh, zone, vreau să duc cu Făgărășeni, acest renume mai departe, cu oamenii de aici din Făgăraș. Mi-era drag când m-am dus prima dată la facultate și am zis, domnule, uh, zice, de unde ești? Păi din Făgăraș. Și de unde, ce liceu uh, de la ce liceu vii? Zic de la Radu Negru. Eu am făcut primele 10 clase la Radu Negru, după care am plecat la seminarul teologic din Cluj-Napoca. Și în momentul când am avut prima, primul curs de literatură română, m-au întrebat, dar de, de, la ce liceu vii dumneavoastră? De la Radu Negru. Negru. Și a zis, a, de la Radu Negru, deci li s-au luminat fața și am văzut că deja știau da, un liceu de renume. Un, un liceu de renume. Ei, asta îmi doresc. Uh, în momentul când te duci undeva, oamenii să spună, a, tu ești din Făgăraș. Acolo există cultură, acolo există tradiții, acolo există administrație, acolo există un spital foarte bun în care și noi vrem să venim să ne tratăm, acolo există învățământ de calitate, acolo există o economie, poate ne putem și angaja acolo la Făgăraș. Deci astea sunt lucrurile pe care, pe care mi le doresc și pe care încerc din acest moment, să le pun în valoare. Vreau să fac multe lucruri. Eu am și un program pe care l-am stabilit împreună cu echipa mea. Programul se numește Europa. Și tocmai pentru că Făgărașul face parte din Europa, trebuie să devenim un oraș de nivel european. Nu se mai poate. Nu mai putem fi un oraș de ev-mediu. Trebuie să devenim un, un oraș de nivel european și mi-am propus următoarele lucruri. E, eficiență și transparență în administrația publică. E, în momentul când vii și discuți cu oamenii și le spui tot ceea ce se întâmplă la nivel de administrație locală, ceea ce fac și eu la școală. Mă duc în cancelarie, mă duc în Consiliul de Administrație, mă duc în Consiliul Profesoral, vorbesc cu părinții și le explic tot ceea ce. Doresc eu să fac în școală, văd și părerile dânșilor, și dacă au păreri mai bunele, iau în considerare, și atunci creștem, creștem valoric. Ăsta până la urmă este sau este chiar succesului despre da. care vorbim. Care vă vorbeam. întrerup, nu mă și aceea să vă continuați da. ideea, pentru că ați adus vorba de administrație, școala arată foarte bine. Cum ați reușit să o aduceți în stajul ăsta când știu că eu particip la ședințele Consiliului Local, sunt atent la ce bugete. De regulă n-ați primit bugete, bani foarte mulți. Au fost alții care au primit la greu așa bani, dumneavoastră așa, mai pe la urmă. Și cu toate acestea școala arată bine. Cum ați reușit? V-am ajutat părinții? V-am mai... Cum? Să știți că nu m-am plâns niciodată de fondurile pe care le-am obținut, deși am luptat din răzputeri ca să obțin... Cât mai, multe bani, cât mai mulți bani pentru, pentru școală și să atrag cât mai multe fonduri. Dar folosirea cu chipzuință a banilor pe care i-am avut au făcut ca școala să, încep, să înceapă să arate sub o altă formă. Felul în care am gândit lucrurile, ați văzut, aveam gardurile acelea de beton care erau de când s-au înființat școala, am reușit să le schimbăm și să creăm și acolo transparență am spus curtea școlii nu este o închisoare ca nimeni să nu poată privi ceea ce se întâmplă în curtea școlii, că ce se poate întâmpla? Să vadă copiii cum se joacă, cum cad cum mai plânge câte unul cum mai aleargă unul după celălalt, nu are ce să vadă altceva și atunci omul automat vine către școală, părintele vine către școală, pentru că vede ce se întâmplă acolo pe urmă, am amenajat zonă verde pentru copii. Era plin de betoane, sparte da, în toate direcțiile, uh, și am spus: copiii aceștia, când se joacă, nu pot să cadă pe betoane, nu pot să se joace acolo. Trebuie să amenajăm o zonă verde pentru ei. Și n-a spus una din aceea, nu călcați că iarbă. Nu, sub niciun fel de formă. Chiar, chiar sub, sub niciun fel de formă, pentru că uh, până la urmă, când faci un lucru, uh, îl faci ca să fie folosit. Nu-l faci ca să-l păstrezi 100 de ani. Pentru că, pe parcurs, poți să-l întreții, poți să, să ai grijă de el, poți să vii și să mai adaugi un plus valoare acolo unde este, unde este cazul. După aceea, am început să gândim treptat, în funcție de fondurile pe care le-am avut, și partea de interior. Clasele să fie foarte bine puse la punct, copiii să fie cum să spun, relaxați și uh, bucuroși în momentul când văd o sală de clasă frumoasă, cu dotări, cu absolut tot ceea ce le trebuie. Uh, pe urmă, laboratoarele, biblioteca, uh, tot ceea ce înseamnă partea administrativă. Deci, ușor, ușor, în timp am construit. Dar am construit în așa fel încât, dacă am făcut două săli de clasă, să știu că 10 ani de zile. Acolo nu, mai, nu, mai, nu, se mai lucrează și nu se mai face absolut nimic. Deci cam, cam așa stau lucrurile și așa am încercat să le fac și asta este ideea mea și asupra făgărașului. Să revenim la punctul. Exact. Da. Și chiar următorul punct este în concordanță cu ceea ce vorbeam. Un făgăraș modern, curat, sigur și sănătos. Deci un făgăraș modern. Uh, trebuie să, ca să fie modern, trebuie să avem o infrastructură bună, să regândim zonele verzi ale făgărașului, să regândim parcurile făgărașului, pentru că avem atâția copii care nu au deocamdată unde să se joace. Și pentru sănătatea lor, și pentru uh, a-i putea crește frumos, trebuie să redobândim această zonă de modernizare a făgărașului. Curat, sigur, sănătos, și aici. Vorbim și de până la urmă și de partea de sănătate, pentru că avem uh, imperios nevoie de spitalul din făgăraș. Acolo absolut. trebuie regândit absolut uh, tot ceea ce înseamnă uh, aparatură medicală, sistem medical, uh, oamenii, de calitate uh, nu spun că nu sunt pentru da. că sunt specialiști, dar da. mai avem nevoie în plus. Da, cu siguranță, deci de, acolo, de multe lucruri, la a, a, anestezist, la anestezie reanimare, da. da, trebuie. După aceea Iar se va pensiona în curând doamna doctor Pascu și Trebuie cardiolog. Cardiolog, da. da, cardiolog. Mai avem nevoie da. de aparatură. Da. De ventilație, am înțeles că, da, da, că da. Nu, nu există. Multe, și multe, și multe, multe lucruri trebuie. care da. trebuie, trebuie să le gândim, să le facem. Să facem o pediatrie frumoasă, da. uh, în care totuși sunt copiii noștri. Trebuie să gândim și atunci, uh, partea aceasta, educație, uh, cultură, sănătate, trebuie să investim mai mulți bani. Trebuie să uh, o aducem la acel nivel încât să nu mai avem probleme. Cu o, sănăto -o, cu o, cu o populație sănătoasă faci mult mai multe decât cu o populație uh, bolnavă. Și aici, din, uh, din păcate, uh, și la nivel local, și la nivel național, toți spun acest lucru, că dacă deschideți televizorul și l auziți pe primul ministru, l auziți pe președintele României, uh, auziți uh, senatorii, deputații, toți spun care sunt prioritățile României. Sănătatea și cultura și învățământul. Și învățământ. Că dacă n-ai învățământ, n-ai sănătate, atunci nu poți face nimic. Corect. Aceștia sunt două. Ei, dar au făcut foarte puțin pentru Au făcut pentru foarte atât. puțin. Acum... Uh... N-aș intra până la nivel național, pentru că, până la urmă, guvernul Ponta chiar a dat pentru învățământ și a încercat să facă un sistem în sănătate. Da, să, și să sănătate. Lucre. a mărit, nouă i-a mărit da, uh, salariile, au mărit, salariile, da. au, mărit, două, au două, dat profesorilor sută, înapoi. Da. Ceea ce, ce s-au luat în sistemele trecute. Și drept, e drept, asta este. Și atunci, chiar pe zonă socială, s-au făcut, făcut multe lucruri. Dar trebuie să ținem cont, la nivel de făgăraș, de uh, aceste lucruri ca să ținem și pe copii aceștia aici. Pentru că am vorbit cu multă lume și uh, oamenii pleacă din făgăraș. Dar -au, au ce face. Uh, da, la un moment dat m-am nu pot să zic că m-am distrat m am amuzat o chestie, dar dureros scria pe net cineva, domnule, două lucruri prin care poate puteți să vă să vă, cum să, zic, să vă realizați unu, plecați din făgăraș doi, nu vă mai întoarceți niciodată deci, într-un fel îți vine să, să zâmbești, dar e un zâmbet dureros da. pentru că pleacă din ce în ce mai mulți oameni fiindcă nu au nu au de ce să se lege, au nu șanse, au ce să fac. da au șanse foarte mici și aici ar fi iară o, o problemă uh, cu locurile de muncă știu că uh, e foarte greu să aduci investitori să îi, îi capacitezi să, să vină încoace. și asta iar au tot promis de-a lungul uh, și oameni implicați politic și alții de pe la uh, ONG-uri sau diferite asociații însă Aici iară este un punct deficitar al, al făgărașului. Este un punct deficitar defici. pentru că uh, venim cu tot felul, felul de idei din astea năstrușnice. Știți? Uh, uh, cu repornirea unei industrii care nu o să mai funcționeze niciodată. Uh, cu crearea unor parcuri industriale în locuri în care sunt contaminate și lasă că vom vedea noi cum vom face. Dacă le spunem oamenilor acum că facem parc industrial nu știu unde uh, sau pe locul în care îl are primăria... Uh, va fi extraordinar. Noi facem și dregem. Nu este așa. Nu, și dovadă că în parc industrial foarte puțini au venit. Deci n-a adus mai nu, nimic. Este așa, a pentru că uh, sunt, uh, sunt lucruri care uh, sunt legislative și care nu poți să faci o abstracție de ele în momentul, în momentul acesta. Uh, dar nu s-a gândit nimeni o relocare a parcului industrial. O relocare a zonelor unde se pot face uh, din nou uh, această zonă de parc industrial, pentru că avem, de exemplu, zona franceză, zona uh, Uprucului, unde deja sunt investitori, da? unde deja avem uh, da. facilitățile uh, necesare. Trebuie să creăm doar cadru legislativ necesar pentru a rezolva această parte. Mai sunt 10 hectare de teren unde este târgul în zona aceea. Iarăși se pot gândi niște lucruri pe acea zonă. Dar asta doar dacă ești de bună credință și spui lucrurilor pe nume. Nu să fii cu fantasmagorii când tu nici nu cunoști Făgărașul vii să-mi spui că continuăm ce am început. n cum pe platforma industrială nu ai cum să o mai readuci la viață pentru că acolo s-a distrus absolut totul. Iar investițiile sunt enorme și plus că nu este a ta. Mai mult acolo va costa mult uh, ecologizarea zonei. Exact. Pentru un viitor, când se va strânge puțin șurubul în această direcție, ne va costa enorm de mult să ecologizăm da, acolo. Mai mult decât atât. Trebuie să venim cu o școală profesională capabilă să. Exact să, da, să, să specializeze uh, copiii tinerii, oamenii care își doresc să, să aibă un loc de muncă, să-i specializeze în ceea ce își doresc firmele. Pentru că, dacă acum vin în făgăraș și spun am nevoie de 50 de strungari, nu-i găsesc. Eu trebuie să vin și cu partea în care uh, să formez uh, pe acești oameni în diferitele specializări, sau în momentul în care atrag investitorul și îți vine pe o încredere, uh, trebuie să-i creezi și lui spațiul în care se poate să-și desfășoare o anumită activitate de formare profesională. Trebuie să ne gândim și la formarea profesională. Educația trebuie să existe în orice domeniu. Oamenii aceștia vin, dar hai să-i primim, să discutăm cu ei, să vedem ce facilități le putem oferi și ceea ce putem face și noi pentru ei. Pentru că nu o să vină nimeni să de dragul numai al făgărașului sau de da, Dar de... să și câștigi, bineînțeles. Da. Investitorii vin, în primul rând, să-și facă un business. Investesc da. un ban și trebuie să câștige din acest business. Ei, aici trebuie să lucrăm, să gândim ce facilități le putem oferi noi dânșilor și ce ne pot oferi nou. Adică un număr mare de locuri de muncă. Hai să nu zicem mare, dar măcar mediu. <laughs> mediu. Bine, un număr mediu de locuri de muncă, uh, un număr. Uh, Uh, o cotizație, să spunem, la uh, bugetul făgărașului, da, din prin, taxele, și, din taxele da. și impozite, și chiar, poate, anumite sponsorizări pe care le pot face la nivel de educație și sănătate. Da. Pentru că, până la urmă, partea economică susține educația Așa și aici. sănătatea. Despre asta vorbim. După aceea, uh, ne gândim și la reabilitarea și modernizarea infrastructurii. Pentru că niciun investitor nu poate să vină dacă nu avem o infrastructură corectă și asta nu numai la partea de drumuri. Ne referim și la introducerea în subteran a tuturor celorlalte utilități. Aoleu, nu speriați făgărășenii! Deja nu. sunt speriați, domnule profesor, Eu știu. de ce s-a întâmplat. Eu știu, dar nu mai putem să ținem uh, cablurile electrice, cablurile de telefonie mobil, uh, și antenă digitală uh, și tot ce Uitați-vă pe stâlpi, e plin de tone de cabluri care arată într-un anumit fel în făgăraș. gândiți vă cum ar arăta dacă am scăpat de aceste am lucruri. în Brașov cum arată. Da? da. Și, și altă și altfel ar arăta făgărașul. Deci aici trebuie să ne, să ne gândim, să-l punem în aplicare aceste lucruri, că nu avem ce face. Pentru a atrage investitori, trebuie să făgărașul să arate într-un anumit fel. Pentru a atrage turiști, trebuie să arate făgărașul într-un anumit fel. Și atunci ne referim și de la partea aceasta de infrastructură. Pe urmă, o promovare și o politică socială educațională eficientă pentru făgărășeni. Uh, eu mă gândesc aici și la uh, analiza încă o dată analizarea contractelor pe care le au uh, și făgărășenii cu cei care le, le oferă servicii și și uh, a contractelor primăriei cu diferite, diferite instituții, pentru că se pot rectifica multe lucruri ca să vină în, a, se în favoarea optimiza, se da. pot optimiza, să vină în favoarea uh, cetățenilor, un preț corect la apă. Un uh, preț corect la salubritate, uh, prin implicare, prin negociere, prin, uh, nu știu, să, să fi liantul între, între oameni, între cetățeni, pentru că, până la urmă, făgărașul uh, și cetățenii trebuie reprezentați de uh, cel care îi conduce și cel care este ales. El trebuie să fie tot timpul lângă cetățean, nu în altă parte. Domnule profesor, sunt niște cuvinte frumoase care le spuneți dumneavoastră, dar eu am simțit-o pe propria piele. Tocmai asta nu există, legătura aceasta cu, cu cetățenii. Știu. Deci până când. Și eu am simțit-o. Da. Deci până <laughs> când uh, sunt aleși, toți, promit, fac, dreg, uh, în momentul în care, deci în momentul în care au ajuns consilieri, primari, așa mai uită de toți. Da. Se creează acea mare prăpastie acea mare prăpastie între cei din conducerea A. orașului și restul, restul făgărășenilor. Și aici fac, și după aceea vă las să, să comentați, o vină însă au și, și făgărășenii. Pentru că în momentul când se... Chiar dacă formal, chiar dacă formal se cere părerea lor, că în unele cazuri legea cere consultarea publicului și atunci se face câte o adunare la Casa de Cultură. De formă, bineînțeles, de formă. Însă la acea adunare vin câteva zeci de, de, oameni. Deci nu e un puhoi, nu e acel interes. Se creează acel șanț extraordinar de adânc între cei care conduc făgărașul și cei care uh, suntem uh, conduși de ei. Uh, aveți mare dreptate Pentru că eu am simțit acest lucru din postura de director de școală și din profesor În momentul când eram profesor da. Și și ca cetățean al Făgărașului pentru că locuiesc de atâta timp în, în Făgăraș Am trecut prin atâtea administrații și am văzut cum se întâmplă lucrurile uh, Ceea ce ve, voi face eu în primul rând va fi să stau lângă cetățeni Și astea nu sunt vorbe spuse doar acum o să constatați acest lucru și chiar vă rog să mă trageți de că dacă nu fac acest, aceste lucruri. În deci prim, ca director aș dovedit-o. Ca director, în momentul când am venit în școală, toți priveau funcția de director la un alt nivel. Domnul este director. Noi trebuie să stăm aliniați, trebuie să facem niște lucruri. Și le-am spus fraților, eu nu pot singur ca director să fac niște lucruri. Eu pot doar împreună cu dumneavoastră. Și cum împreună cu dumneavoastră? Să aveți curajul să-mi spuneți acolo unde greșesc sau ceea ce credeți dumneavoastră că trebuie să facem pentru școala asta ca să funcționeze. E exact același lucru vreau să-l practic în continuare la nivel de făgăraș. Îmi doresc să fac niște consilii consultative pe cartiere în care toți oamenii care vor să se implice să facă parte din aceste consilii consultative și care să îmi vină să-mi spună, domnule primar, acolo n-ați făcut bine. În cartierul respectiv avem nevoie de curățenie, pentru că nu e făcută. Avem nevoie de schimbat, nu știu, trotuarul, pentru că pică oamenii în vârstă când merg pe el. Partea de zonă verde nu este așa cum ar trebui să fie. Deci tot ceea ce se întâmplă la nivel de cartierul respectiv, să vină, să, să spună. Mai mult decât atât, ședințele de Consiliu, eu cred că pot să fie chiar televizate, în direct da. și vor fi. Se întâmplă la Consiliul Județean da. Brașov. Da. Și este un lucru extraordinar. Adică da. acolo putem toți... Că sunt publice, nu vine nimeni să știți la de ele. ce. Bine, pentru... E și e spațiu foarte mic. Este și spațiu foarte mic, dar ar putea în momentul când există, de exemplu, o problemă pe zona Tudor sau pe zona Câmpului sau pe zona titu oamenii de acolo, cei din consiliile consultative, pentru că uh, nu va trebui să vină tot cartierul, Ui. dar cei care reprezintă să vină și să ia uh, atitudine, atitudine da, să și să-și spună da. să părerea despre aceste probleme. Și așa putem să le rezolvăm. Un Consiliu al tinerilor. De când nu mai este un Consiliu al tinerilor să spună, băi, și noi vrem ceva în făgărașul ăsta. Pentru că și noi ne implicăm, da? Merg cu copiii și plantăm pomi. Mergem împreună. Da. Uh, nu știu. Facem curățenie de atâtea ori în, în oraș. Ecologizăm zone. Și am făcut acest lucru în fiecare an. Dar niciodată le-am cerut părerea, mă voi ce ați vrea, făgăraș. Ce v-ați dori și voi să aveți? Haideți să facem ceva și pentru voi. Nu numai cum o gândim noi, că eu pot să o gândesc, dar poate. Aveți, da, cu Copilul... mai mulți oameni, da, mai mulți deși uh, tinerii din ziua de astăzi chiar sunt și Au niște... idei, da, au, sunt idei. idei și au... au curaj în primul rând. Au idei rând. foarte bune. Deci, față de generația mea, eu sunt. Chiar mai în vârstă decât dumneavoastră, față de generația mea, asta observ că au foarte mult curaj. Nu mai sunt așa de încorsetați, nu mai nu mai stăpânește cineva așa cu mare, cu mare ușurință, au mai mult curaj, au, au acea putere să-și spună ceea ce gândesc. Corect. Noi am fost mult mai cenzurați. Când da, în, am fost o cu într adevăr cu regim mai opresiv, cenzură, întotdeauna da. uh, să ai bun simț să spui ceea ce uh, trebuie la un anumit da. moment, să nu dai pe din afară că poate te judecă X, Y da. sau Z. Acum nici să treci în extrema cealaltă, pentru Corect. că deja libertatea și libertinajul sunt două lucruri Corect, uh, diferite. Da. Dar acești copii au uh, altfel al mod de a gândi, o altă libertate de a gândi și trebuie să profităm de ea. Trebuie să-i adunăm în jurul nostru și să știți că ei se strâng foarte ușor dacă vede că ești de la suflet la suflet și de la minte la minte pe, același, pe aceeași frecvență cu ei. Și poți să faci lucruri extraordinare. Domnule profesor, iată am ajuns la sfârșitul emisiunii cu, vă voi invita, sau la mine sau la colega mea Roxana, într-o altă emisiune, ca să continuăm ceea ce discuția noastră. Iar când va veni campania electorală, atunci o să discutăm, într-adevăr, programe și uh, acțiuni pe care le veți face cu, cu, cu grupul dumneavoastră, cu consilierii dumneavoastră. Și cu cei care vă sprijină în, în campanie Deocamdată nu suntem în campanie, așa că n-am putut discuta astfel de uh, lucruri Vreau să vă spun că chiar îmi doresc să stau de vorbă cu, cu făgărășenii Și oricând pot să mă caute să apeleze și să vedem care sunt, sunt problemele reale ale făgărașului uh, Vreau să rețină un singur lucru nu am mințit niciodată pe nimeni, nu am promis ceea ce nu am putut să fac, și decât să promit marea cu sarea și lucruri de genul ăsta, mai bine mă implic și fac și ajung la un rezultat. Până acum, rezultatele ați văzut că au fost pozitive. Poate că am greșit într-o parte sau într-alta. E în firea omenească să mai și greșești în momentul când vrei A, să, faci, nu sfânt. să faci anumite lucruri și să faci lucruri bune. Dar întotdeauna intențiile mele, acolo unde am condus și acolo unde am fost, a fost să dezvolt, a fost să creez acea legătură între oameni, a fost să creez spațiu în care oamenii să se simtă confortabil, să aibă tot ceea ce le trebuie, de la parte de administrație până la parte educațională, parte culturală și celelalte. Și de asta cred că voi putea să fiu în asentimentul făgărășenilor. E mândria mea că îi pot reprezenta de la profesor, la director de școală și chiar când am fost elev, participând și la olimpiade, participând la concursuri, am avut această mândrie că sunt făgărășan și pot să-i reprezint. E tot ceea ce își poate dori un om. Nu altceva. Restul sunt trecătoare. Tatăl meu spunea în felul următor: Măi, în locul în care te duci, dacă nu lași ceva în urma ta, te-ai dus degeaba. Mai bine nu te duc. Mai bine lasă-te. E normal că implică multă muncă, implică multă uh, libertate de gândire, uh, implică lipsa orgoliului, să nu iei întotdeauna ca, nu știu, uh, un atac asupra ta. Uh, celor care vin să-ți spună o părere care nu este la fel cu a ta. Acum, bine, că mai sunt care atacă și așa, fiindcă vor să atace sau fiindcă. Da. Există o, o. Am observat un 1%, 2% care, în momentul când nu au argumente, vin și atacă sau încearcă să fabuleze pe anumite lucruri. Nu pot să le răspund oamenilor acelora pentru că am o altă formare. Poate dacă mă enervez foarte rău de tot, dar dar am învățat să îmi păstrez calmul și răbdarea lucrând cu copiii. Ei mi-au mi transmis că a fi om nu înseamnă să strigi în gura mare uh, anumite lucruri, dar trebuie să le faci. Și ați văzut. Le-am făcut și le voi face în continuare. Domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.